o boală de care nu știai sau urmează să te îmbolnăvești? Într-un minut, aparatul care îți citește în palmă îți spune totul despre sănătatea ta. Cum funcționează dispozitivul minune și ce mai poate identifica, vezi în direct. Felul de tipuri de medicină își fac loc pe piața din România și de peste tot. Oamenii vor să știe dinainte dacă vor fi bolnavi, vor să știe dacă au dezechilibre pe care medicina, așa cum o știm noi, nu le poate identifica. Astfel încât tipurile acestea de medicină despre care vă vorbim, de tip holistic, de exemplu, se dezvoltă într-un ritm fantastic. Mi se pare un semn bun și de ia mâna de acolo, de bine. Mi-ai luat laptop nou. Nu ți-am luat mână niciun laptop, e vorba despre un aparat care scanează dezechilibrele pe care le-ai testat, dacă pui mâna pe ăla, o să explodeze. Vine doamna doctor Cristina Popescu și o să zică cum că i-am stricat aparatul. Doamnelor și domnilor, doamna doctor Cristina Popescu va veni însoțită astăzi de Laura Vărgălui. Bună! 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 Ziua! Mă rog să las loc. Laura, mi-a plăcut asta cu vă rog să luați loc. Mulțumesc. Vă rog. Cum să nu? Poți să iau și loc pe scaunul meu, te rog mult de tot. Lasă că ți-aduc un scaun. Că ți-aduc un scaun, numai asta. Știi de ce nu am zis să... Întâi să te întreb pe tine. Așa. Ce ai pe față, femeie nebună, prietenă cu mine și iubită? Pe față am o mască la care am lucrat la Castelul Balcic 3 săptămâni. Până când mi-am dat sângele la deget și nu am putut să mă opresc, chiar dacă nu aveam degetar, pentru că nu aveam de unde să-l cumpăr. Da? Și am continuat să lucrez. De ce? Pentru că asta cred că și-ar dori Regina Maria să facem toți care suntem copiii ei pe acest pământ. Eu să asta ne cred. Facem măști? Nu, să muncim de mână. Ok, asta cred și eu. Asta cu muncitul la doctor... mână la mine nu e bine. Nu. Doamna doctor Cristina Popescu, bună seara. Bună seara. Este medic de meserie, dar și-a găsit în tipul acesta de medicină despre care vom vorbi în scurtă vreme, dacă vrei să-mi faci o propunere, hai, este un moment greșit. Vreau să-ți arăt un material, asta încercam să fac, să-ți arăt un material prin care asta îmi echilibrează chakrele așa. Haideți că o rezolvăm acum. Beta. Cunoaștem medicina clasică, dar puțini sunt cei care au descoperit medicina holistică. Este o formă alternativă de diagnosticare și tratament mult mai veche decât medicina pe care o cunoaștem astăzi și are rădăcini în credința civilizațiilor străvechi din India și China. Termenul holistic provine din limba greacă și înseamnă întreg, pentru că medicina holistică tratează omul ca un tot unitar și nu ca o sumă a părților sale. Medicina holistică nu folosește metode de analiză sau de tratament invazive, dureroase sau medicamentoase. Ce se întâmplă însă atunci când medicina holistică întâlnește tehnologia modernă? Răspunsul este simplu. Apare dispozitivul care, printr-o simplă scanare a palmelor, ne spune de ce afecțiuni suferim. Scanarea palmelor durează un minut și apoi dispozitivul holistic afișează rezultatele pe o fișă care mai apoi este interpretată de un medic. Dacă vi se pare un pic bizar un astfel de diagnostic, gândiți-vă că este făcut pe baza celor 108 elemente din structura corpului uman care sunt identificate în tabelul lui Mendeleev. În urma scanării, dispozitivul identifică elementele chimice deficitare din organism. Astfel putem vedea, de exemplu, dacă suntem apatici, dacă avem un deficit de minerale sau vitamine, dacă avem în organism metale grele. Dispozitivul holistic mai arată la scanare ceva care vă va provoca fiori. Aparatul arată dacă sunteți bântuiți de o entitate sau, altfel spus, de un spirit din lumea de dincolo. Laura poartă astăzi, pentru că am văzut că am ieșit pe ea, o mască pe care a creat-o la îndemnul Reginei Maria. Presupun că ea ți-a arătat și cam cum ar trebui să...
Nu, e prea mult spus, adică pentru mine vocile de care ziceam, deci s-a ajuns foarte departe, sunt, acum eu nu consider că mă posedă nimeni, dar acum e o interpretare a voastră. Eu consider că fac parte dintr-o energie și pentru că muncesc foarte mult, câștig foarte multe premii energetic vorbind. Da. Adică eu evoluez muncind foarte mult cu mâna. Așa au făcut și dacii, de-aia erau foarte bogați. Și uite-te la noi azi. De ce scrie păsărică pe tine? Oh my God, dacă noi toți să trecem peste asta, te rog. De ce că scrie în afară de mască? Pentru că sunt niște cusoane pe care le-am făcut acum vreo 6 sau 7 ani. Erau nume de alint între iubiți. Aceasta a fost ideea de la care am plecat. Am zis că, din păcate, consideram acum 7 ani că oamenii nu-și mai spun lucruri frumoase, iubiți între ei, el și ea în special, care consider că astăzi au o relație defectuoasă. Și atunci am decis, tocmai ca să sprijin relația dintre cei doi, să le readuc aminte cât de frumos își vorbeau. Foarte frumos. Și Păsărică era unul dintre numele și mai de alint, iubirică, care iubirică. Astăzi încercăm că asta se potrivește cu păsările. Mulțumesc din suflet. Ești un om bun. Doctor, aici ia uite ce frumos este de parcă. Eu aș fi întrebat de Păsărică. Înțelegeți cu mie. Lasă-mă cu Păsărica. Păi nu, dar tu ai spus că ai ieșit, am ieșit pe la ora și de asta mi-a venit. Doctor, suntem niște, atâta putem, atâta facem. Știți, bine, noi dau cu apă să sting. Așa. Aparatul pe care l-ați adus aici face ce? Scanează corpul fizic și alte planuri, cum ar fi planul mental și ne arată gândurile cu acuratețe de 85%, planul emoțional, dacă există dezechilibre, perturbări emoționale și acestea sunt în zilele fără care la toate le trăim. În momentul în care identifică aceste dezechilibre spirituale, sufletești, fizice, emoționale, le poate și regla sau doar ne spune vezi că ai o problemă la nivel emoțional? Noutatea conceptului pe care îl reprezint și pe care îl promovăm este tocmai soluționarea acestor dezechilibre cu aceste remedii homeopate obținute în laboratoare speciale. Câte asemenea remedii homeopate există? În jur de 4.000 de remedii. Toate se leagă matematic de rezultatele categoric pe care acest calculator, care nu se poate înșela, le înregistrează. Da, este ca atunci când facem o poză cu telefonul mobil și acuratețea imaginii este perfectă. Exact același principiu, folosește funcția Fourier din punct de vedere matematic, o folosește și acest dispozitiv pentru scanare și dezechilibrele identificate în planurile respective, fie că este emoțional, fie că este fizic, pot fi remediate. Nivel de coantă, înțeleg. Da, la nivel de coantă, cu consecințe în planul fizic. Este o refrișare a programelor din noi, a programelor distorsionate. Doare, ustură, frige? La administrarea remediilor nu. Însă acele corectări duc la o conștientizare a ceea ce doare. În plan mental, dacă există un arhetip greșit, în plan emoțional, dacă există tendința de victimizare. Și atunci acea conștientizare poate să doară dându-ne seama cum am pierdut noi acea energie vitală. Energie vitală care poate fi identificată cu acest dispozitiv sau cu un alt dispozitiv asemănător ca și tehnologie. O să vă pun o întrebare de prost, dar simt nevoia. Fiecare dintre noi cred, nu există nimic dovedit științific, este însoțit de-a lungul vieții sale de îngerii lui. Îngerii lui care vin, probabil pleacă, se schimbă între ei sau se adună, mă rog, în funcție de fiecare. Acest aparat poate simți dacă sunt cumva însoțită de cineva în drumul vieții mele? Da, noi avem o aură și o vibrație corespunzătoare fiecărui plan. Fie că este mental, fie că este emoțional. Atunci când acel plan este perturbat, de exemplu planul emoțional, din punct de vedere psihologic, psihologia integrativă despre care Yang a vorbit de mult, apare acea umbră. Și energetic ea este identificată ca și o energie care nu aparține structurii noastre. De ce e ca un virus într-un program. Eu de asta am întrebat, pentru că Laura are o relație, iertați-mi exprimarea, la nivel subtil cu Regina Maria, căreia poate să i se adreseze și care i se poate adresa în planurile lor, știute doar de ele două.
Și voiam să știu dacă puteți să identificați acest tip de relație cu... În primul rând, noi suntem energie. Da, limpede. Și oricum noi comunicăm și socializăm pe baza ceea ce suntem ca și energie. Nu numai ea, toți. Toți, dar da. Vreau să mă să spun că e foarte important care e discuția, că e foarte simplă discuția. Știu. Între mine și îngerul meu pozitor sau ea, dacă vrei. De fiecare dată când spun nu pot, vine și îmi demonstrează că nu vreau. Atât de simplu e. Deci nu îmi spune nimic special. Eu zic, uite, nu pot, nu minți, Laura, minți. Mă face să-mi fie rușine de mine în fața mea. Și să spună, eu am putut. Cum eu am putut să duc atâta greu și tu poți, Laura, să duci atâta greu. Cam astea sunt discuțiile, nu e... Pentru că te plângi, zici, vai, atâta greu să duc eu și atâta să muncesc eu. Da, tu, pune una și muncește. N-a făcut femeia de servici, fă tu. Cam astea sunt vocile. Nu-ți imagina că îmi spune bagă trei pile la stânga roșii și trei pile la dreapta albastre, pentru că nu e vorba de așa ceva. Deja aici energia este o problemă, asta o conții și toată informația asta o conții, iar ea n-a făcut altceva decât să mă dea cu capul de pereți să scot tot frumosul din mine. Ați zis ceva foarte grav în viața asta? Păi mi s-au întâmplat lucruri care nu mi-au convenit, adică am ajuns eu să nu... Nu, vorbesc despre lucruri care nu ți-au convenit. Chestii de se vezi ochii în ochi cu Mântuitorul, adică de-astea. Nu, eu consider că îl conțin Mântuitorul, nu am cum să-l văd în exterior încă. Aș vrea să-l văd. Asta îmi doresc, adică pentru asta trăiesc. Mulți dintre cei care ne privesc au trecut prin niște chestii de... Da, a dat soarta cu capul de perete? Mie nu mi-a apărut în cale, mie mi-apare în urechi, deci mi vine pe auditiv, nu pe vizual. Pe vizual mi-o nu înțelegi întrebarea mea. Ai trecut prin momente extraordinare de... Te rog, Cristina. Pot să concluzionez și să facem și scanarea ca să, să fim și pragmatici. Perfect. Legat de îngeri, o să vedem acolo că îngerii se simt la un nivel foarte subtil și nu vorbesc în plan mental. Nu, n-au cum. Și atunci când se, aud voci, scanăm și vedem. Mm-hmm. Da. Atașați palmele pe dispoziție. Ideal era să scoateți, să nu, dar dacă nu sunt, da, bă, să le pot scoate. O să fac eu asta, eu n-am prezențe. Tu n-ai prezențe, toți avem prezențe, Teo. Nu, n-am prezențe la mine. Deci, ascultă-mă și pe prezența... Până eu n-am nici prezența mea aici, dacă vreți să fac eu. Având în vedere că este un detector de minciuni, vom vedea dacă e un scenariu regizat sau nu. Oricum, masca nu o scot și sunt plin de cristale și pe mască. Dar cine a zis că a scos masca? Păi asta ziceam, deci acolo am... Ia să vedem. Pune cât un... Se introduce numele, prenumele, data nașterii și timp de un minut vă gândiți doar la dumneavoastră. Și cum, deci, doctor Cristina Popescu a rugat-o pe Laura să se gândească timp de un minut doar la ea. Explică-mi ce înseamnă asta, cum să te gândești doar la tine. Te cufunzi în tine însuși și încerci să accesezi cele mai importante și greu de accesat gândurile tale. Că cine ești, ce vrei, ce-ți dorești, ce nu vrei, ce crezi că nu poți, lucrurile care te definesc. Te gândești la tine. Eu vreau inelele alea care le-ai spus. Dă-mi inelele alea pe care le-ai spus. Pe care l-am spus, nu are surata posibilitate. Încă o dată, Laura va fi scanată de un aparat datorită... S-a terminat scanarea. A fost făcută. Puteți să luați palme. Acest aparat poate să ne arate care sunt dezechilibrele ei de tot fel. Da. Ce putem difuza, bineînțeles, la televizor, că presupun că Laura trebuie să-și dea acord în legătură cu... Da, dar n-am nicio problemă. Puteți... Da, ca și perturbare informațională actuală, vorbim de un stres, pentru că nu vă puteți relaxa. Și apare un conflict intern care nu este conștientizat, manifestat, ci este suprimat. În planul fizic se constată deficitul vitaminelor din categoria B-urilor, B6, B9, prezența unor alergii datorită existenței metalelor grele, în cazul de față avem prezența plumbului, și în condițiile, acum facem o scanare pe planuri, dar se detaliază fiecare plan și se identifică sursa metalului respectiv, de exemplu. În cazul perturbărilor aminoacizilor identificăm deficit de glutamină, de fenilamină, cu consecințe în planul fizic, insomnie,
dacă ne uităm și fizic, avem confirmarea probabil la unui sindrom de malabsorpție. Din punct de vedere emoțional, există niște perturbări și s-a intrat în această poveste pe care ați prezentat-o și, surpriză, nu aveți nicio entitate, deci comunicarea este doar în planul mental. Este un scenariu sau un film. Da, dar în care atâta timp cât mă face să fiu mai bună, este tot ce vreau. Adică e scenariul meu. Exact, e scenariul meu și-l iubesc. Da, adică fiecare se refugiază în rolul pe care și-l alege. Azi e unul de victimă, mâine e unul de salvator, sigur că da. Deci doamna nu are nicio entitate. Sunt mai mult probleme biochimice, disfuncționale, care trebuie... Vrei să lasă locul? Nu, stai acolo liniștită, că mai avem timp. Hai. Ne arată de asemenea prezența electrosmogului, probabil vorbiți foarte mult la telefonul mobil și există remedii sub formă de picături, așa cum am zis, remedii homeopate, și există și dispozitive pe care conceptul clinicii îl promovează, dispozitive care pot fi folosite și în cadrul mașinilor și în cadrul instituțiilor, cum ar fi școlile, grădinițele și mai ales aici la dumneavoastră în televiziune. Întrebare întrebătoare. Există o contraindicație pe care ați putea o menționa? Legat de electrosmog sau de remedii? De remedii. Nu. Tot homeopatia nu are contraindicații, nu are efecte adverse. Da, ce-o fi, o fi. După, nu, lezat. Lasă-mă că la mine în cameră, după aia ne apucă și dacă... Nu faci așa ca nebunul. După aia dacă... Fii atent. Le măsurăm în cameră, după aia. Nu le lua acum, că nu mor 10 minute. Ce spune aparatul despre bursucel? Adică cum l-ar descrie? Se relaționează foarte bine. Este pe partea de misiune personală. Se află la locul potrivit. Este omul potrivit la locul potrivit. Pentru a îndepărta tracul, îi recomandăm câteva remedii, ceea ce facem acum. Nu are entități, trebuie să facem o detoxifiere prin îndepărtarea metalelor grele. Există, da, clar, dacă nu s-a făcut, dacă s-a făcut această detoxifiere, da, având în vedere că îndepărtează nu numai ceea ce s-a ingerat, ci și mediul în care... Mamă, nu mai da, mă, pe cuvântul meu de onoare! Stai și tu să te termine emisiunea Dumnezeului! Ți-am mai lăsat și o gură. Lasă, nu mai bea, mă, copile, mai copile, n-ai pomenit așa ceva. De ce ziceai? Bă, și ca descrierea tu. Ce-o fi zicând? Că e sticluță de aia din avion? Ok, ok. Taci, că te descriu acum. E un moment important. Are deficit de vitamina C și este informația vitaminei C, pentru că dacă organismul nu are această informație, chiar dacă o consumă sub forma unor suplimente, sub forma de comprimate, organismul nu absorbe substanța... Nu ține minte. Organismul lui nu ține minte că are vitamina C, pentru că este singura, una de puținele vitamine de la care nu faci hipervitaminoză. Deci aia se duce așa. Ei, se duce prin tine ca prin burlac. Dar ca să nu se ducă, îi dăm informația să poată fi recunoscută substanța respectivă și în felul acesta îi mai scade, îi crește cantitatea de antioxidanți și se reduce nivelul de radical liber. Cum aș putea să-l fac să crească? Ce? Îndepărtând... Nasul! Salut, Pinocchio! Îndepărtând radicalii liberi și organismul devenind mai pur, da? Se maturizează și conștientizează mai repede. Eu sunt chiar să fac anumite conexiuni. Îți dă mama și rădăcină cubică, dacă vrei. Facem și anumite teste imunologice, cuantificăm cu o diversitate de tehnologii. Acesta este unul dintre ele. Puteți depista cu acest aparat boli? Da, în stadiul lor incipient. Dar și înainte de a se produce? Mai ales, pentru că orice boală începe în plan energetic.
tocmai de aia avem cristalele. Oh. Da, avem ca cristalele. Să ne protejăm. Da, numai este medicina viitorului. Plantele și cristalele sunt cele care vor înflori, oamenii vor afla de ele și poate, ne vom salva. Poate, deși noi vorbim de o tehnologie și mai avansată, pentru că nu vorbim de cristale la nivel extern, ci sub forma unor elixiruri, de fapt aceste remedii, da, conțin informații și trebuie înghițite. De exemplu, Bursucul ce-a băut? Nu știu, dar e rău. Diamant. Repede tu să... Așa îmi face tot timpul și cu avionul, tot așa mea. Mă omoară! Te-a zis că mă omoară. L-a omorât? Nu l-a omorât. Cred că am băut prea mult totuși. Frecvența... Păi cine ți-a pus? Frecvența diamantului și era diferența de... Ai băut diamante, mă, stai liniștit că te aștept foarte rar. Păpușe! Nu, stai aici. Stai aici, a? Păcica... Auzi, mă? Ai băut diamante, îmi fac un inel, o splendoare. Așa, nu-i mai dați diamante că nu le înțelege. Nu le înțelege acum pentru că diferența de energie este foarte mare. Exact. Domnilor și domnilor, prea mare! Am stat de vorbă cu, în ciuda glumelor și așa, am stat de vorbă cu un medic veritabil, doamna doctor Cristina Popescu, este medic de adevăratele, deci nu este cineva care a venit să ne spună povești vânătorești. E vorba, desigur, de un pic de curaj să începi să înțelegi faptul că există pe lumea asta cristale, că există pe lumea asta plante, că există pe lumea asta alte feluri de a te vindeca. Ia, mai zic, ată și mine. Vă mulțumim din suflet. Îți mulțumesc, Laura, nu mai dacă stați acolo, liniștite! Vreau să-i spun și la mulți ani mama de Sfânta Maria astăzi, să se bucure și ea că fiica e la televizor de Sfânta Maria. La mulți ani, mama lui Laura! La mulți ani! Mulțumesc! Să știți că aveți un copil minunat care face lucruri senzaționale și în ciuda faptului că nu e întotdeauna înțeleasă, este foarte iubită. Eu cel puțin o iubesc foarte, foarte, foarte mult și ea știe chestia. La mulți ani încă o dată, domnilor și domnilor, celor care purtați numele de... Păi, de exemplu, Marius în cazul nostru. Nu că o să te fugăresc, măcar să se vadă că n-ai murit în timpul emisiunii. Doamne, nu știu ce a fost, dar a fost bun. Și să mai fie. Nu mai fie!